Manifestările puternice ale vântului au făcut ravagii în municipiul nostru. Pompierii din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au acționat pentru a înlătura mai multe obiecte care s-au desprins din cauza vântului și pentru a preveni alte incidente posibile care s-ar fi putut produce din această cauză. În această zi, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit în municipiu pentru înlăturarea unor elemente de construcție. Prima intervenție a echipajelor operative a fost în această dimineață, când pompierii au acționat pentru îndepărtarea unor țigle desprinse de pe acoperișul unui bloc situat pe bulevardul Carol I, care prezentau un pericol pentru cetățeni. Cea de-a doua intervenție a pompierilor militari a constat în degajarea unui autoturism peste care a căzut o bucată de tablă desprinsă de pe acoperișul unei case pe strada Calonfirescu. În jurul prânzului, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut peste un autoturism parcat pe strada Migdalului din municipiu. Aceștia au acționat cu accesoriile din dotare pentru tăierea copacului, înlăturând astfel pericolul avarierii altor autoturisme și rănirea cetățenilor. Până în această seară, la ora 23, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului cu viteze de 50-65 de km pe oră și izolat peste 70-75 km pe oră. De asemenea, începând cu ora 23 până mâine seară, la ora 21, zona de munte a județului Mehedin se va afla sub atenționare meteorologică cod galben de vânt, fiind prognozate rafale de 70-90 km pe oră. Totodată, dată miercuri 29 martie, în intervalul orar 6-21, zona joasă a județului Mehedin este vizată de intensificări ale vântului, care pot atinge 55-60 de km pe oră. În situația manifestării vântului puternic, ISU Mehedin recomandă cetățenilor să rămână în spații închise care să le asigure protecția și să evite deplasările. Totodată să manifeste prudență atunci când se află pe stradă și să evite trecerea prin dreptul clădirilor aflate în construcție sau care prezintă elemente arhitectonice ce pot fi smulse de vânt. Parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborât. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.